Tu când ai făcut ciocănitoare, ai vrut să... Ciocănitoare! După aia vine numărul cu foca. Ai luat drogurile, umflatule? Băi, iar ai venit? Tu vrei să te iei? Stai, băi. Stai să zic. Ia dracu, bolovan. Aha! Deci până la urmă tu ai vândut meteore, tu mă, nemernicule, mă. Ce-am vândut? Meteoretul! Nu am avut meteoretul! Răcătă-mi! Atâția bani pe o meteoret, bă! Deci ai și păcălit pe aia! Păi și tu, ai crezut? Scalțone, nu! Nu! Gata, hai! Anuico! Auzi, Dezi, gândește-te la ce te Încă n-am terminat programul. N-am venit să te schimb. Vreau să mai vorbim despre problema mea. Sunt dislexică. Eu vă cunosc pe voi. Ce te uiți? Suntem ceilalți. Eu vă cunosc pe voi. Domnișoară Dezire, să intrăm direct în subiect. Deci, să revenim. Domnișoară Dezire, să intrăm direct în subiect. Elică direct. Hai. Bine, care bărbați? Care bărbați? Că te joacă în picioare cu... Care? Că stai, stai, stai pe din carton după cum se vede. Ce vreți? Tu ai nebunit? Da! Băi, nu mai arăte, bă, de ce vedeți, mă? Mi-e și se mișto. Da, chiar foarte tare. Da, o fac. Uite, chiar o fac. Nu știu ce. Trebuie să facem o chestie, să fie audiența mare, să facem rost de bani, ca să nu fim păpălăi în casă și să fim șef, bă. A fost doar o întrebare pur jurnalistică. Da! Jurnalistică, ci dă drumul, dar te-ai treacu, că dacă nu te gemi, ți-ar bot o ală. Na. Mi-a deja un pumn. Bravo, mă. Dacă aveți ceva de spus, domnule. Dar ce trebuie să faci, mă? Trebuie să-mi spui, că altfel n-am cum să te ajut. Terapia merge? Merge. Merge. La început merge, că ea merge, că e mică. Merge terapia. Pe măsură ce clești, începe să meargă terapia.